Taximetrist din Târgu Jiu găsit spânzurat într-o pădure de la marginea municipiului. Bărbatul de 41 de ani era abătut de câteva zile, spun colegii. Seara trecută a trimis locația unde se află unui coleg, ulterior fiind găsit decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz și acum încearcă să afle ce l-a făcut pe tânăr să-și pună capăt zilelor. Bam, bam, o plimbare corectă, corespunzătoare pe verandă, așa, de la ora 12, când naiba oficiasul. Dăm o tură de tereasă, după aia ne dăm jos și mergem acasă. Aici și brezimea de scară pe care trebuie să cobori. Artur Bivolaru avea 41 de ani, era căsătorit și avea doi copii. În 2016, el a atras atenția opiniei publice după ce s-a urcat pe turnul CET din Târgu Jiu. Era pasionat de motociclete și nimeni nu s-a gândit că ar putea recurge vreodată la un asemenea gest. Seara trecută, el a fost găsit spânzurat într-o pădure de la marginea municipiului Târgu Jiu. La data de 26 iulie în anul curent, polițiști din cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită spânzurată. La fața locului s-au deplasat polițiști, ocazie cu care au identificat cadavrul unui bărbat de 41 de ani din municipiul Târgu Jiu, găsit spânzurat pe strada Ursați din municipiul Târgu Jiu. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei, iar în cauză s-a întocmit dosar penal. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii încearcă acum să afle ce l-a determinat pe tânăr să-și pună capăt zilelor. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi fost bolnav și gândul că suferea de o boală gravă l-a făcut să se sinucidă.